Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit la Europa FM în Piața Victoriei. Invitatul meu în această seară n-are nevoie de prea multe prezentări, de aceea am să spun simplu, bine ai revenit la Europa FM, Moise Guran. Bună seara, bine v-am găsit. Și sper că împreună cu Moise Guran, de ale cărui analize chiar mi era dor și am spus-o asta în promo emisiunii, sper că împreună cu el să deslușim câte ceva din actualitatea atât de tensionată care ne înconjoară și nu mă refer în primul rând la actualitatea politică și ea, desigur, dar nu în primul rând actualitatea politică. Așteptăm și întrebările voastre la numărul de telefon 0372069599. Noi să suntem într-un fel de ochi al ciclonului, provocat de multiple crize cumulate. De fapt, cred că mai ușor ar fi să enumărăm ce nu e în criză. Nu suntem în ochiul ciclonului, suntem în ciclon. Da, în mijlocul lui, da. În mijlocul lui e liniște. Zic, nu suntem în ochiul. Da, dar zburăm, ne îndreptăm în toate părțile și cred că asta este un sentimentul de nesiguranță face cel mai mare rău. Dar dacă ar fi să facem o ierarhie, care crezi, Moise, că e cea mai gravă criză a momentului? Criza sanitară, fără doar și poate. Nu știu, eu nu sunt epidemiolog, dar știu că anul trecut, în octombrie, am avut o creștere, un exces de mortalitate față de o lună octombrie obișnuită din 2019 de aproape 15.000 de oameni. Deci în octombrie 2019, dacă mi-amintesc eu, erau vreo 20.000 de cetățeni care decedau în România. În 2020 erau 35.000. Mi-e groază să mă gândesc cât vor fi anul ăsta. Cred că, adică, nu știu, 100%, nu vreau să vorbesc despre asta. Dar e clar că în momentul de față România depășește cea mai gravă criză sanitară de după al doilea război mondial și probabil cea mai gravă criză socială din anii 80, cred. Anii 80 au fost cumpliți în România, a doua jumătate a anilor 80. Cred că sunt alte condiții, nu știu dacă se poate compara, dar e rău, e foarte rău. În opinia mea și, într-un fel, poate m-aș fi așteptat să gândim la fel, dar e foarte bine că nu o facem, ar fi fost foarte plictisitor. Nu, dar noi doi nu gândim niciodată la fel. Eu, dacă ar fi fost să fac o ierarhie, aș fi spus că cea mai gravă criză prin care trecem este criza de încredere. Pentru că această criză de încredere a generat, poate, și în bună măsură, evoluția crizei sanitare. Nu, te contrazic, ca de obicei. Te rog. Nu, România este într-o permanentă criză de încredere. Cred că de când a fost asasinat Decebal încoace, noi suntem tot în criză de încredere. Românii, nu, exagerez acum și nu e timpul să facem excursuri istorice. E clar că românii nu au încredere în conducătorii lor, că asta e o chestiune care alimentează, pe de o parte, și, adică nici conducătorii care să le dea încredere nu i-au avut, este foarte adevărat, dar într-o situație din asta extremă, cum este o pandemie sau cum ar fi fost, Doamne ferește, un război sau mai știu eu ce, e foarte greu fără încredere. Și iartă-mă, când președintele pleacă în Egipt și se pozează la piramidă sau e pozat la piramidă, că nu s-a pozat, l-a pozat. Da. Asta e o chestiune interesantă, deci, dar să trecem peste ea. Nu, e imposibil, n-ai cum să ai încredere. E noaptea minții. Nu, în momentul de față nu ai cum să ceri cuiva să aibă încredere în clasa politică, în lideri, în orice, în media. Nici în media, să ne înțelegem. E foarte greu să ceri românilor să aibă încredere în orice. Ei, aici asta e ideea și pentru că vorbeai de criza sanitară. Păi de ce suntem în această criză sanitară? Nu oare pentru că oamenii nu s-au vaccinat sau s-au vaccinat în măsură mult mai mică decât în alte țări? Oare de ce românii s-au vaccinat mai puțin decât în alte țări? Pentru că antivaxeri sunt peste tot. Este o propagandă pe care o regăsești cam în toate țările europene și nu numai. Oare nu din cauza faptului că noi în mod cronic nu avem încredere în autorități? Și când autoritatea este cea care îți spune, pentru că domnul Câțu a avut ambiția să ne spună cum vrea să-și bea cafeaua la interior și doamna Mihaila a avut ambiția să ne spună cum e cu doamna Frusinica și așa mai departe. Oare nu de aici a plecat nevaccinarea și nu suntem în situația în care suntem, deci, din cauza unei crize, unui puseu de criză, de neîncredere? Nu. Adică ce ai spus tu acum nu este perfect logic. Undeva acolo se fracturează logica. Unde? Spun.
Autoritățile noastre au transmis un mesaj greșit. Și domnul Câțu și domnul Iohannis au transmis mesajul că s-a terminat pandemia. Fie n-au spus-o exact așa, dar au spus-o într-un fel așa. Le-au spus românilor ceea ce voiau să audă, au fost populiști. Le-au spus că s-a terminat pandemia, mai exact domnul Iohannis a spus probabil virusul a luat o vacanță, le mulțumim medicilor și tuturor care au făcut eforturi, Doamne ajută, aruncați măștile, da? Pe 15 mai, 13 mai, mai exact de pe 15 mai a intrat, iar apoi domnul Câțu a ținut-o una și bună cu nu facem diferența între români, nu vă faceți probleme, plecați în vacanță liniștiți. Aceste mesaje au fost înțelese de toți românii, în sensul în care și ei voiau să-l înțeleagă. Adică, doamne, nu mai e nevoie să facem nimic. S-a terminat pandemia. Au spus-o epidemiologii. Doamne, nu s-a terminat pandemia. Mă, băieți, vedeți că e o problemă. Au spus-o jurnaliștii. Eu am avut, doamne, mi-e groază să mă uit în spate la ce am scris și ce am spus aici la Europa FM, că eu mai fac, știi, miercurea dimineața mai fac o analiză. Îmi mai ziceam, dacă facem cu virusul indian, cum am făcut și cu al chinezesc, știi? Exact așa. Și exact așa s-a petrecut. Este ceva de groază, dar asta nu arată că sunt eu vreo minte luminată, ci că lucrurile erau extrem de simple și de previzibile. De prin iulie tot zice Gheorghiță, care e autoritatea statului, colonelul Gheorghiță, zice, valul 4 vine. Da, și nimeni nu l-a crezut, ai văzut? Da, pentru că românii au vrut ei să creadă că s-a terminat pandemia, iar autoritățile le-au spus că s-a terminat pandemia, spre deosebire de toate autoritățile europene, care au spus... Ok, vă vaccinați și aveți acces oriunde cu acest certificat verde de la 1 iulie. Iulie. STS-ul a terminat programul ăsta, de-l folosește toată lumea acum, a fost gata la 1 iulie. În urma altor state, dar totuși de vreme. Ok? E, cam aceasta a fost combinația dintre... Sigur, nu mai putem să ne ascundem după deget. Eu cred că 70% dintre români din țara noastră nu au exercițiul gândirii critice. Adică sunt analfabeți funcțional. Știu să scrie și să citească, dar nu reușesc să planifice ce se va întâmpla. Nu pot să planific, să vadă lucrurile cu două zile mai devreme decât să se întâmple ele. Din păcate, aceasta este. Deci, aceasta e o realitate. Și e o realitate care nu ține doar de educație, dar e în primul rând cauzată de educația precară, pentru că în acest cerc vicios în care școala este cum este, și țara face școala, așa am ajuns noi, uite, să murim din cauza lipsei de educație și a unor autorități care au fost populiste în momentul respectiv. Și sunt în continuare populiste. Deci dacă românii n-aveau încredere în autorități și autoritățile ziceau s-a terminat pandemia, românii se vaccinau. Acolo e fractura logică în ce ai spus tu. De fapt, autoritățile au fost populiste. Românii n-au încredere în autoritate, dar le-a plăcut ce au zis. Da, dar autoritățile au spus în egală măsură, vaccinați-vă, vaccinați-vă, vaccinați-vă. Discursul a rămas de vaccinare. Hai să ne lămurim. Au deci, cumpărat acum, în continuare doze? Au... După care au început să le vândă, că n-aveau ce face cu ele. Sau să le arunce. Da. Acum lucrurile sunt destul de clare. Pentru că, într-un final, pe toamnă, a ieșit și domnul colonel Gheorghiță și a spus eu n-am avut nimic, niciun fel de fonduri pentru comunicare. Tot ce s-a făcut așa pe barba noastră. Ce s-a produs, de fapt, și de ce a preluat domnul Câțu toată campania de vaccinare, a fost ca să apară domnul Câțu în clipurile respective. Domnul Câțu fiind încă un furisit aia de competiție internă de la PNL. Deci omul a vrut să se vadă la televizor, Ioana. E atât de simplu, atât de mic, atât de meschin, da. Atât de mortal și irresponsabil. Despre asta a fost, despre asta a fost această vară. Despre asta congres, a fost. Sigur că da. Sigur. Deci, da, sunt eu am făcut o listă de 10 cauze care și vinovați. Am publicat-o acum vreo săptămână pe blogul meu. Aceste realități sunt grave și hai sunt să-i spunem pe primii 3. Că... Eu i-am pus în ordine inversă, deci, hai să o luăm în ordinea descrescătoare a gravității. Din de punctul la meu de vedere, pe locul 2, îți spun întâi locul 2, pe locul 2 guvernele sunt, guvernul Orban și guvernul Cățu sunt pe locul 2 ca vinovăție și e un șir lung de fapte, am spus mai devreme doar câteva dintre ele cele mai importante. Pe locul 1 este domnul președinte Iohannis, pentru că domnul președinte Iohannis are atribuții clar descrise în Constituție, în situații de criză. Da?
Și Constituția nu zice să te duci în Egipt când e criză și când îți mor sute de oameni pe zi. Nu zice asta. Sub nicio formă. Aici, iartă-mă, Moise, că te întrerupt. E mult mai, mie mi se pare mult mai grav decât faptul că s-a dus în Egipt. Ok, mie cel mai grav mi se pare că i-a ars să se ducă la piramide. Ok, te duci, e vizită programată, trebuie, sunt eu un calendar. Te duci, te întorci, dar nu o simți, nu poți să te duci la piramide. Partea subiectivă, zici tu, ca în dreptul penal. Adică, la ce s-a gândit făptașul, nu? La starea ta de om. Acasă, țara arde, îți mor 500 de oameni pe zi. E eu ca cred în că război, ne lipsesc... n-ai guvern. Eu cred că și noi... tu te duci foarte relaxat și vesel la piramide. Eu cred că noi avem nevoie de mai mulți psihiatri în țara asta. Absolut. Eu cred că inclusiv președintele Iohannis și prim-ministru, în mod clar, au nevoie de o vizită la psihiatru. Să povestească ei așa cum și-au trăit copilăria, cum au visat ei piramidele, sau cum s-au visat ei șefi de mari partide. Și un om să le spună, măi băiete, tu ești sănătos la cap sau nu ești sănătos la cap. Țara asta a luat-o razna complet și la nivel de populație. Adică, pe bune, uite ceea ce se întâmplă. Ceea ce e de înțeles până la un punct. Adică, da. Adică stăm... pandemia a pus o presiune foarte mare asupra tuturor, dar și asupra autorităților, din păcate. Deci noi, liderii noștri, în momentul de față, mi-e greu, îți spun că mi-e greu să arunc cu astfel de acuze. Eu nu sunt de specialist. Nu pot să spun că domnul Câțu e nebun. Dar nu înțeleg sub nicio formă transformarea acestui om în ultimul an. Iar președintele Iohannis, care am spus-o, și nu numai eu, mai mulți au spus-o, domnule, a condus această țară exemplar în timpul primului val. Președintele Iohannis, în valurile 2, când a forțat alegerile, nu-i problemă, că trebuia să avem alegeri, dar a ascuns morții. 3. Când cred că a avut o implicare și atunci în criza dintre ministrul sănătății și prim-ministru. Și 4. Când e în Egipt, eu cred că președintele Iohannis are o problemă cu însuși referința Iohannis din valul 1. Președintele Iohannis în momentul de față poate fi judecat responsabilitatea sa comparativ cu modul în care apărea la televizor aproape în fiecare zi, contrazicând uneori sau chiar luând de urechi ministrul de interne, geacă nazistă, sau ierarhii ortodoxi care o luaseră la vale și atunci, ca și acum, da? Ținut în echilibru această țară. Bun, și ce s-a schimbat între valul 1 și valul 4? Hai că, sigur, a fost o degradare lentă, după cum ai deschis-o, dar între 1 și 4, ce nu s-a întâmplat? Nu sunt suficient de competent cât să răspund la această întrebare. Dar nu înțeleg. Ai o opinie? Sau chiar nu înțelegi? Nu înțeleg. Cred că au cedat psihic. Cred că au nevoie de psihiatri și Câțu și Iohannis și mai mulți lideri politici din țara noastră. Așa cred eu, pentru că eu nu mă explic. Nu mă explic. Dacă asta de acum nu este situație de urgență, situație pentru declararea stării de urgență, care mai e? Care mai e? Câți oameni trebuie să moară pe zi ca să fie stare de urgență în România? Uite, pe scaunul pe care spune, stăteai tu, stătea Marcel Ciolacu și spunea că e posibil ca starea de urgență să nu fie declarată pentru a nu deveni clară nesupunerea civică și faptul că oamenii nu vor respecta și că nu mai există autoritate și că suntem într-o criză de autoritate, apropo de crizele suprapuse. Sigur, Marcel Ciolacu e președinte în partid de opoziție. Da. Dar te întreb ce crezi de ipoteza asta. Eu nu am o părere extraordinară despre domnul Ciolacu și nu cred că aceasta este o judecată de valoare și pot să și demonstrez. Păi asta te întreb. Sunt în momentul de față 100.000, peste 100, astăzi sunt 91.000 vaccinați cu prima doză, am văzut mai devreme. Asta nu arată nesupunere civică. Chiar... Nu, dar poate să arate frica de faptul că nu vor mai putea merge la serviciu fără certificat. Deși, iată că proiectul în Parlament... Să vedem ce efect va avea faptul că s-a blocat proiectul în Parlament. Nu s-a blocat. Nu s-a blocat. Urmează în Camera Deputaților. Sigur, dar faptul că n-a trecut de Senat nu este chiar un semn încurajator. Faptul că n-a obținut majoritatea absolută, adică 50% plus 1 din numărul total al senatorilor... Da, e lege organică. Dar atenție, a avut totuși majoritate. Nu ajunge. Mie îmi dă oarecare speranțe în legătură cu votul de la Camera Deputaților. Dar ca să revenim, această țară în momentul de față clocotește. Tensiunea este foarte mare, cu asta sunt de acord. Dar oamenii sunt speriați. Oamenii sunt extrem de speriați. Da. Că așa e românul. A trecut din extrema relaxării de peste vară, în care s-a terminat pandemia și a spus și președintele, da, doamne, e în regulă, plecați în vacanțe,
sau primul ministru, care o fi zis, dintre ei. Acum sunt în cealaltă extremă. În mod clar sunt doi factori și nu știu eu să răspund la această întrebare dacă a contat mai mult numărul mare de cazuri pe zi, numărul mare de morți pe zi, sau perspectiva introducerii unor restricții care, atenție, în momentul de față nu sunt, adică, stai puțin, ce s-a introdus suplimentar? Certificatul verde în mall? Adică, încă nu suntem acolo unde au ajuns alte țări la noi, încă nu s-a votat în Parlament obligativitatea aia. Păi în Franța au votat în Parlament că nu mai poți folosi trenurile interurbane. Și așa ar trebui să fie? Crezi că acestea sunt măsuri corecte pentru un contextul actual sau sunt niște exagerări, cum mulți le numesc, fasciste? Nu am eu calitatea să răspund la această întrebare. Epidemiologii spun că acestea sunt măsurile care ne trebuie. Da, putem discuta în perspectiva drepturilor și libertăților. Din perspectiva drepturilor și libertăților, eu știu așa, că o Constituție democratică, așa cum este și Constituția României, prevede situații speciale în care, prin lege organică, anumite drepturi pot fi suspendate cu titlu temporar, deci nu definitiv, pentru a proteja valori mai mari, așa cum este viața, primul dintre drepturile din afurisita aia de Constituție. Viața e deasupra de orice. Eu pot să-mi limitez și mi-am limitat libertatea mea de cuvânt. Când mi s-a părut că lumea este foarte tensionată și că autoritățile făceau ceea ce trebuie, m-am ținut să nu spun că e neconstituțional ce fac, ca să nu ridic această tensiune, pentru că noi toți, ca societate, trebuie să ne protejăm între noi, să protejăm viața, care este, până la urmă, bunul suprem pe care îl avem fiecare dintre noi. Deci, aceasta este situația pe care toți analfabeții funcționali care ies în stradă nu-l înțeleg. Constituția democratică presupune că în anumite situații de urgență, cum e și asta, pentru a proteja valori mai mari, așa cum este viața, care este valoarea supremă în orice, oriunde, da? Oriunde există umanitate, anumite drepturi pot fi suspendate temporar. Dreptul la circulație, de exemplu, pe timpul nopții. Sau obligativitatea chirurgului, am zis eu, de a se spăla pe mâini când își bagă mâinile într-un pacient. La fel și obligativitatea chelnerului când de a se vaccina atunci când îți aduce mâncarea. Ok? Deci, da, în anumite situații de urgență, legea organică votată de un parlament responsabil, cum e cel al Franței, al nostru încă nu știu, va trebui să facă această probă. Deocamdată Senatul n-a trecut-o. Așa. Deci, un parlament democratic, cu o Constituție democratică, poate să vină și să zică da, pe o perioadă de 6 luni sau de un an, să spunem, va servi masa la restaurant doar un chelner vaccinat. Da, dar știi ce ți se va răspunde? Chelnerul vaccinat poate să transmită boala. Asta spune domnul Cercel. Nu, asta spun toate studiile, că un vaccinat poate să transmită boala. Domnul Cercel, care trata COVID-ul cu ciorbă, și care astea au fost niște chestii care au contat mult în derutat de la început. Și care spunea că spiritul nu e bun în sigur că da. Deci domnul Cercel, acum în dezbaterile parlamentare, a venit și a spus aceste lucruri. Nu, Ioana, studiile alea pe care le citesc și eu arată că în rândul vaccinaților COVID-ul nu se transmite la fel ca în rândurile nevaccinaților. Nu la fel, dar se transmite. Se transmite, dar nu la fel. În momentul în care se vaccinează cât mai mulți oameni, atunci șansa de transmitere scade. În momentul în care eu stau acasă, să zicem, n-am nevoie să mă vaccinez, lucrez de acasă, că asta fac de un an de zile. Dar în momentul în care lucrez la un ghișeu sau lucrez într-un restaurant sau lucrez, nu știu, într-un spital, nu e normal să te speli pe mâini așa cum face chirurgul, respectiv să te vaccinezi în cazul ăsta epidemic? Nu judec eu aceste lucruri. Sunt specialiști care spun, sunt țări democratice care au făcut acești pași. Țări, este CEDO care a spus acest lucru. Eu să-l cred pe străinul Cercel când CEDO spune că acest lucru poate fi făcut? Pentru că este vorba de protejarea unor valori mai mari? A valorii supreme, care este viața? Spune că oamenii sunt foarte speriați și îți împărtășesc punctul de vedere. Nu sunt speriați numai de boală, sunt speriați și de facturi, de sărăcie energetică destul de previzibilă sau măcar amenințătoare din iarna care urmează. Și avem un proiect de această dată trecut de prima cameră, votat,
care oferă trei soluții care pot să fie cumulate, mă rog, în funcție de condițiile fiecăruia. Pentru toată lumea o plafonare de preț, ca să recapitulăm. Pentru, în funcție de consumul fiecărei gospodării, poate să apară și o compensare a unei părți din factură. Și chiar pentru situațiile speciale, o amânare a plății facturilor. Ei, sunt acestea niște soluții corecte sau sunt doar niște anestezice care nu fac decât să rostogolească o criză către mai încolo? Nu sunt anestezice, sunt panacee. Sunt, zic bine, nu știu dacă zic bine. Panaceul este un tratament temporar. Universal. Temporar, nu? A, sunt, nu, panaceul tratează. Panaceele sunt tratamente universale, că de-aia e și pleonasmul, panaceul universal. E precum algocalminul, ți-a durerea. Ce-am zis eu, anestezic. Îți ia durerea pentru o perioadă de timp. Un calmant. Criza asta energetică reprezintă un lucru foarte serios, care n-a fost atât de previzibil, sau cel puțin nu până la începutul anului 2020. În momentul în care Uniunea Europeană a pășit pe calea Green Deal-ului, dacă îți mai amintești, a devenit clar faptul că Europa cel puțin, dar și restul lumii, va intra într-o tranziție care va costa. Ceea ce trăim noi acum este o criză provocată de ruși. Nu o spun eu, o spun și parlamentarii europeni și, mă rog, toată lumea e de acord cu chestia asta. Rușii, în momentul de față, forțează Nord Stream 2 ăla și atunci au creat, practic, o criză, profitând și de faptul că a fost o iarnă mai lungă înainte și că nu au mai prea fost gaze prin depozitele din Europa. Rușii, la intervale regulate de timp, fac acest lucru. Deci, probabil că această criză creată de ruși își va găsi rezolvarea undeva până prin primăvară. Dar noi și toată lumea va trebui să trecem în niște decenii de aici încolo printr-o tranziție energetică care va costa. Energia, până când energia verde și nepoluantă nu va deveni dominantă în producție, energia va fi din ce în ce mai scumpă atâta vreme cât e făcută pe cărbune mai întâi, apoi și pe gaze, și vom plăti dacă vom consuma astfel de energie. Din păcate, în momentul de față, noi nu ne gândim la asta. Președintele a zis ceva când a fost la Bruxelles cu ultima dată la Consiliul European. A zis ceva, dar a zis puțin. E nevoie de un plan național care să fie adoptat de toate partidele, făcut de niște specialiști și care trebuie urmărit niște decenii de aici încolo. Noi nu o să ne mai putem încălzi nici chiar cu gaze peste ceva ani de aici încolo, dar pe lemne sau pe cărbuni. Deci, situația e urâtă și va fi în continuare urâtă. Ce au dat ei acum? Da, sunt niște lucruri care parțial sunt în linie cu ceea ce a spus Comisia Europeană. Nu total. Din ce mi-amintesc eu, dar n-aș vrea să greșesc, așa că mai bine nu spun, ce vreau să zic este că plafonarea la furnizor, așa cum au ales-o, noi am mai avut-o pe ordonanță 114. E periculoasă. Da. E periculoasă pentru că Gazpromului nu poți să-i spui dă prețurile jos. Dar EON-ul, care ia, să zicem, de la Gazprom gaz și ți-l aduce în București, nu, în București nu e EON, sunt Engie. Așa? Da, da, și ei vin pe Isaccea, pe conducte de la Gazprom. Da, ei acolo, ei o să-i plătească prețul pe care rușii îl cer, dar în același timp vor fi plafonați în partea asta. Sigur, primesc bani de la stat printr-un mecanism de compensare. Ceea ce, și asta, asta face, de fapt, diferența. Acestea sunt costuri. Sigur. Nu există masă gratis. Cineva o plătește, chiar dacă nu o plătești tu personal. Bun, ok. Noi va trebui să găsim soluții pentru înlocuirea termocentralelor din București. În momentul de față, ele trebuie retehnologizate, iar costurile sunt imense. Nici nu știu cum ar putea fi înlocuite în sistemul nostru național, pentru că fac foarte mult, probabil, prin deschiderea Cernavodă 3 și 4. Va trebui să găsim soluții pentru un milion de bucureșteni care nu vor avea apă caldă și căldură. Încă nu se știe câți ani de aici încolo. Da? Și acum știu că e Timișoara hot topic. Situația de la Timișoara seamănă și nu seamănă cu aia de la București. Seamănă dintr-un anume punct de vedere, în sensul în care primarul are responsabilitățile lui, chiar dacă, da, guvernul nu i-a dat bani, că domnul Cățu a avut... E vorba de insolvență. E vorba de faptul că domnul Friț avea timp să caute soluții,
Coltermul ține 15% din Timișoreni, 50.000, dar sunt școlile și spitalele care depind. Și acolo, de fapt, e într-adevăr ceva dramatic ceea ce se întâmplă, mai ales în condițiile în care Timișoara nu are problemele cu conductele pe care le are Bucureștiul. Deci, din acest punct de vedere, nu ar fi trebuit să se ajungă aici și nu numai guvernul are, și guvernul e responsabil, pentru că domnul Câțu, în loc să țină pentru banii din fondul de rezervă pentru astfel de situații, le-a dat primarilor lui ca să-l aleagă, da? Dar nu trebuie exclusă nici responsabilitatea domnului Friț, fără doar și poate din punctul ăsta de vedere. Vă așteptăm la 0372069599 și îl avem pe Daniel. Bună seara, Daniel. Bine ai venit în Piața Victoriei. Te ascultăm. Bună seara, dumneavoastră și domnului Moise. Bună seara. Vreau în primul rând să-i fac o mică corectură. Zicea că Decebal s-a sinucis. Nu s-a sinucis, a fost asasinat. Nu, Curebist a fost asasinat. Decebal s-a sinucis. Ok. Deci care e corectura? Asta e istoric vorbind. Nu e nicio corectură, dar e în regulă. Putem trece mai departe. Să trecem mai departe. În regulă. Bun. Ce vreau să spun vis-a-vis de certificatul verde, în primul rând, și l-am ascultat cu foarte mare atenție pe domnul Moise, spunând că atunci când a sesizat poate o încălcare a Constituției, nu a spus sau nu a pus paie pe foc, ceva de genul acesta s-a... Da. Mă referam la situația, la ordonanța prin care s-au instituit amenzi în primul val al pandemiei, care a și picat după aia la Curtea Constituțională. Am înțeles. Dar dacă se mai continuă cu lucruri de genul acesta, unde credeți că ne îndreptăm cu libertatea din țara asta? Nu se poate continua cu lucruri de genul acesta. În momentul de față nu avem un guvern care să dea ordonanțe. Și oricum, soluția, așa cum am spus, atenție, este o lege în Parlament. Deci, Parlamentul, potrivit Constituției, poate institui restrângerea ale unor drepturi fundamentale. Nu ale oricărui drept fundamental, da? Ale unor drepturi fundamentale pentru a proteja alte valori mai mari. Nu guvernul, prin ordonanță, Parlamentul. Asta interzice Constituția. Mulțumim, Daniel. Lucian, bună seara. Ești în Piața Victoriei alături de Moise Guran și de mine. Voi ați noastră ultimul pe listă. Sărut mâinile, doamna Dogeu. Bună seara, domnul Guran. Bună seara. Cred că cea mai mare dezamăgire a mea, ascultând emisiunile, nu doar făcute de doamna Dogeu, dar și de către domnul Cătălin, mai multe emisiuni. Marea mea dezamăgire este că acești oameni care conduc țara nu vom putea niciodată să-i tragem la răspundere pentru ceea ce fac în momentul de față. Nici actualul prim-ministru, nici actualul președinte. Cum nu? Regret enorm că nu. Nu, suntem o țară democratică, avem alegeri din 4 în 4 ani și prezidențiale din 5 în 5 ani. Nu, da, ok, dar nu cred că este suficient să-i taxăm la alegeri. Țin cont, până la urmă, hai să spunem, domnul Iohannis, domnul președinte Iohannis, actual nu mai candidează, nu? Doamne, uitați cum este. Nu, stați un pic așa, să ne lămurim. Aleșii noștri ne reprezintă pe noi. Eu l-am votat pe Câțu. Vă spun sincer, l-am votat pe Câțu la București, la Senat. În partea alta am votat pe useriști, că da, m-au enervat și, da, în partea asta, pe lista de la Senat, oricum nu-mi plăcea cea useriști și l-am votat pe Câțu. Ăsta e adevărul. Eu mă simt responsabil că am făcut acest lucru. Eu nu pot să spun în momentul ăsta că nu mă reprezintă Câțu. Nu mă reprezintă prin ce face, dar l-am votat. Nu te mai reprezintă. Nu mă reprezintă, nu înțeleg ce face, dar nu înțeleg unde se duce și v-am spus, cred că a luat-o complet razna. Dar nu pot în același timp să spun că eu, alegător, nu am responsabilitate. Mă înțelegeți ce vă spun? Avem cum să-i tragem la răspundere, domnul meu. La ora asta noi nu avem. Peste patru ani, dacă mergem în ritmul ăsta, ne vom aduce aminte de foarte mulți oameni care au murit în această perioadă din cauza unei indolențe sau, nu știu, indiferențe. A cui? A celor care ne conduc. Stați un pic. De la președinte. Sunteți noastră sigur că peste patru ani o să ne mai aducem aminte sau că nu sunteți?
ne aducem aminte, ne aducem aminte. Eu nu sunt sigur de asta. De colectiv, ne aducem aminte acum și de Revoluție și după 30 de ani și ne aducem aminte și de Mineriadă, ne aducem aminte. Va fi o perioadă care nu o să uităm. Noi, cel puțin, eu am 44 de ani și cu siguranță nu o voi uita și o voi transmite mai departe copiilor mei. Nu, n-avem cum să uităm acest moment. Sunt țări, spunem, domnule, civilizate. Da, sunt. Și ne doare când spunem, dar ce, noi suntem babuini? Păi acum câteva zile se discuta că în Danemarca, în luna iunie, era obligatoriu acest, spunem, certificat verde. Noi de-abia acum discutăm de el, îl impunem și doare. Lumea nu se duce de frică, că tu spuneați mai devreme de chestia că lumea se speria. Nu se duce. Lumea e... Dacă spun proastă, nu e indicat. Noi suntem, exact cum spuneați, analfabeții, spuneți, funcționali. Da. Lumea se duce... E un mod de a spune ce a zis noastră mai devreme, să știți. E un eufemism, de fapt. Lumea se duce acum să vaccineze pentru nenorocitele alea de bonuri. Și lipsa de acces în... A, uite aici... Interesant că puneți problema așa. Chiar așa, iasă că mă gândeam în timp ce veneam... Bonuri, loterie, nu, dacie... Nu, dar mă gândeam așa, mă gândeam, domne, să fi dat cât să fi dat? 500 de lei. Ori 5 milioane... 100 de lei s-a dat. Nu, 100 de lei. Nu, ce să fi dat 500, că a fost dezbaterea asta în mai, iunie, atunci după ce a scăzut, s-a pus problema. A fost și un experiment, dacă mai știți, în Obor, l-a făcut primarul sectorului 2, a dat mici. Cu mici aia, sigur. A fost începutul. Antivacciniștii fac mișto la ora asta. Deci, faceți un calcul așa, ca să vaccinăm 5 milioane, să zicem, cu 500 de lei, adică o sumă imensă, 100 de dolari, 100 de euro, mai mult decât americanii. Adică, că și americanii au mai dat prin niște state. Okay. Nu, sunt 2,5 miliarde de lei. Da, am zis. Da. Sau 5 miliarde, nu, 500 dacă... de... Jumătate de miliard de euro. Da. Cam atâta vine. Da. Gândiți-vă ce înseamnă asta pe lângă 20.000 de morți, sau cât or fi luna asta, sau mai știu eu, spitale închise și așa mai departe. Da. Mulțumim, Lucian, mergem mai departe. George, bună seara. Bine ai venit la Europa FM, în Piața Victoriei. Bună seara, domnule Moise Guran. Bună seara. Antevorbitorul meu spunea de Danemarca de certificatul că este, a fost obligatoriu din iunie. Nu este adevărat, locuiesc în Danemarca de 8 ani de zile. În Danemarca nu avem din mai nicio restricție. Să mă iertați, domnule, pe 11 iulie m-am aflat la Copenhaga, unde am urmărit finala campionatului european de fotbal, dintr-un spațiu foarte frumos îngrădit, în aer liber, cu multe ecrane, mulți tineri, multă bere și, obligatoriu, certificat COVID. Când am ajuns la Copenhaga, unde am stat 4 zile, m-am speriat de cât de liberi și deschiși erau oamenii ăia, la rata de vaccinare era mare la vremea respectivă, deja trecuse de 50%, dacă acum mi-aduc e eu. Undeva pe la 90. Poate 90, sigur că da. Până în momentul în care am intrat într-un restaurant la interior și în momentul în care am pășit acolo, s-a prezentat un domn care mi-a zis certificat COVID pass, îi ziceau ei atunci, COVID pass. Deci, vă contrazic, am fost acolo, în iulie era obligatoriu. Da, este posibil, pentru că în Copenhaga, fiind acest eveniment, a fost la nivel european. Uitați, am fost la CSM București când a venit și a jucat cu Team Esbjerg, aici în Danemarca, și am fost la meci și, într-adevăr, faptul că... Deci noi nu prezentăm nicăieri nimic în momentul de față, dar pentru că a fost un eveniment european, da, ar trebui... Nu m-ați înțeles, mai spun încă o dată, ca să înțeleagă toată lumea. Eu am zis că pe 11 iulie am fost acolo, că știu când a fost campionatul, finala, și eu știu, pot să vă spun când am fost în Danemarca. Dar nu numai acolo se cerea, oriunde la interior și la muzee. Am fost la Muzeul de Medicină din Copenhaga, muzeu, mă rog, în fine, și acolo oamenii ăia știau cât e rata de vaccinare în România. Și au zis, suntem îngrijorați despre cum merg lucrurile la voi. Încă o dată, era în prima jumătate a lunii iulie. Mulțumim, George. Ne oprim pentru moment. Vom rămâne alături de Moise Guran și după ora 19. Sunteți mulți care ați sunat și o să încercăm să vorbim cu cât mai mulți. Mă așteptam la lucrul ăsta, ca să fiu sinceră, și am cerut lui Moise permisiunea dinainte de să prelungim emisiunea, să mai rămână în studio, și mă bucur că este așa. Mai am și eu să-i pun câteva întrebări, pentru că despre finalul acestei crize politice n-am vorbit aproape deloc. Așadar, rămâneți cu Piața Victoriei la Europa FM și după ora 19, peste câteva momente.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Sunt Cătălin Striblea și vineri te aștept la Deșteptarea României cu Clotilde Armand. Ce planuri are primarul sectorului 1, ale cărui decizii au împărțit lumea în două? Cum se modernizează o primărie anchilozată și de ce reforma înseamnă decizii dureroase? Te aștept vineri la 13 și 15 minute la Deșteptarea României cu Clotilde Armand. Vocile noastre se unesc, vorbele devin fapte. Ascultă Deșteptarea României. Vineri la 13 și 15 cu Cătălin Striblea la Europa FM. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bună seara din nou în Piața Victoriei, alături de mine, după cum știți încă de ora trecută, Moise Guran și dumneavoastră. Vă așteptăm la 0372069599. Ne așteaptă de ora trecută și mulțumim pentru așteptare, Adrian. Bună seara, Adrian, ești în direct la Europa FM în Piața Victoriei, alături de Moise Guran, te ascultăm. Salut, bună doamnă, salut, Moise. Bună seara. Ca să sintetizez și să vă las dumneavoastră mai mult timp, am depus trei întrebări. 1. Cum pot fi tras la răspundere acei, cu ghilimele, aleșei poporului, mă refer la Șoșoacă, Simeone Company, pentru morții care eu sunt convins că îi iau pe conștiință? 2. Stați așa, că după aia uit și n-am pic să notez. Deci, din ce am văzut eu, doamna Șoșoacă a fost extrem de atentă să nu pușească dincolo de discursul politic. E o discuție dacă poate fi trasă la răspundere penal. Nu sunt, adică sunt jurist, dar n-am practicat această meserie niciodată, însă nu cred că penal va putea fi trasă la răspundere. Rămâne de văzut. Ok. A doua întrebare. Cum comentați atitudinea de fondă a Bisericii Ortodoxe Române, de fapt a capilor Bisericii Ortodoxe, vis-a-vis de această mare problemă a României, care înseamnă... Aceasta este o mare întrebare. Pot să vă răspund cu o întrebare? La această întrebare? Dacă biserica provoacă știința, de ce mai permitem religia în școală? Bună întrebare. Pas. Aceasta este o mare întrebare, să știți, momentul de față... Dar eu mă refeream la atitudinea celor înalți, cu ghilimele din nou. Hai să o diferențiem. Hai să spunem foarte clar. Deci, dincolo de fețele preasfințite, adică ierarhii mai mici de la Constanța, Giurgiu, îmi cer scuze că nu le țin minte numele, care au îndemnat în mod explicit la nevaccinare de la și... Constanța nu e chiar mic, Teodosie nu e chiar mic. Așa, da, nu, față de Prea Fericit. În raport... Acum ajung și acolo, Prea Fericitul Daniel tot ratează cuvântul vaccinare. De vreo 2-3 comunicate încoace, tot ne îndeamnă să ne rugăm vârtos, să facem și să dregem. Să ascultăm de medici, așa. Ceva ce a intrat nou totuși. Doamne, nu reușește să zică vaccinare. Pentru că nu s-a vaccinat, din ce am înțeles. Nu știu dacă s-a vaccinat sau asta nu s-a vaccinat, dar să poate să înțeleagă spună. Ieri, în Piața Victoriei, purtătorul de cuvânt al BOR, că din motive medicale... Okay. Asta am înțeles eu cel puțin. Dacă s-a vaccinat sau nu este problema domniei sale. Faptul că Comitetul Național de Vaccinare ia comunicatul Patriarhului Daniel și îl pune pe pagina sa în care, mă înțelegi? Patriarhul ne îndeamnă să ne rugăm vârtos doar să o asocia cumva și biserica în vaccinarea asta, este un eșec al bisericii în primul rând. Moare lumea în țara asta și Patriarhul nu reușește să zică cuvântul vaccin. Spre deosebire de Papa, spre deosebire de toată Biserica Catolică și de alți lideri religioși, musulmani, de exemplu, da? Acolo s-au vaccinat masiv, ca să poată să meargă la slujbe și așa mai departe. În lumea arabă... Domnul Bănescu spune că nu este de competența bisericii să îndemne la vaccinare, ci să trimită la la specialistul în domeniu, care este medicul. Asta spunea aseară. E ușor să spui asta după ce, în mod evident... O armată de nu știu cât sunt, zeci de mii, sute de mii de preoți, cred că sunt peste 100 de mii, nu stau acum să fac calcule, de preoți din țara asta, zeci de mii să zicem, în mod, la firul ierbii, au făcut campanie antivaccin și campanie de hai să dăm lingurița din gură în gură că e de argint.
Nu poți să faci abstracție de asta. Nu poți să faci abstracție de asta. Biserica a jucat un rol și în valul 1, și în valul 2, și în valul 3, în valul 4, dacă zice, ok, ascultați de medic, în problema asta nu mai e suficient. Pur și simplu nu mai e suficient. S-ar putea ca și prea fericitul Daniel să se teme de o schismă în interior exact din acest motiv, pentru că foarte mulți preoți, chiar înalți prelați, cum este asta Teodosie, îi dau o problemă. Au pledat împotriva vaccinării și atunci ai o problemă în interior. Daniel, moment. Așa. Este exact problema domnului Cîțu, dar pe invers. Domnul Cîțu avea un congres. Domnul Patriarh se poate teme de o schismă în interior. Pe bune, Ioana? Vorbim de niște zeci de mii de morți pentru că oamenii în România n-au înțeles să se vaccineze, pentru că mulți influenceri, printre care și cel mai mare influencer din România, care este Biserica Ortodoxă Română, au făcut campanie explicită antivaccinare și acum stăm de schisme? Nu mă interesează de schisme, mă interesează că mor oameni. Pe tine nu, pe ei da, dar mai era o întrebare. Da. Totuși, a treia întrebare, Moise, dacă poți, spune-mi, te rog, ce se întâmplă cu cariera ta politică? N-am avut o astfel de carieră, să știți. Nu m-am înscris în USR. Am plecat din presă și la două luni am plecat fără să mă înscriu în niciun partid. Și te întorci, ești în continuare în presă, funcționezi, faci știri, ai spus, deci ești în continuare jurnalist. Lucrez cu colegii de la Bizidei, de la aplicația Bizidei, dar mă preocup într-o măsură mai mare decât o făceam înainte de formarea jurnaliștilor, în vremurile astea deosebite, în care nimeni nu are suficientă experiență, pentru că nimeni n-a mai trăit așa ceva, un plus de experiență, așa cum era experiența mea, era nevoie și am ajutat. Și ajut. Îi ajut pe colegii de la Bizidei, însă nu am funcții de conducere, sunt acționar acolo și sunt un fel de bătrân al lor, așa. Ne așteaptă doi Danieli, deci începem cu Daniel 1, să-i spunem. Bună seara, Daniel, te ascultăm. Sărut mâna. Bună seara. Sărut mâna, doamne, bună seara, domnul Moise. O să începem a vă povesti o întâmplare de ieri, nu de foarte mult timp. Așa cum știți, s-a instaurat o carantină în majoritatea județelor țării. Ieri am fost să-mi schimb buletinul, de fapt să-mi depun actele pentru schimbarea buletinului, solicitând o adeverință, întrucât nu am actele complete. O adeverință provizorie, o carte de identitate provizorie. La Drobeta Turnul Severin, într-un birou care este în subordinea prefectului. Am intrat. Nu m-a întrebat nimeni absolut de nimic. În interiorul instituției, cel puțin 10-15 persoane, fără mască, fără... Deci vă spun, o debandată totală. Mă rog, masca era provizorie, era pusă undeva la nivelul bărbiței, ca un fel de șal la gât. Am rămas blocat. A ieșit o doamnă mai în vârstă, să zic, undeva la 50 de ani, de la starea civilă. Și întreb, doamnă, nu se aplică intrarea pe bază de scanare, pe bază de certificat verde? Zice, dar ce, domnule, dumneavoastră, nu vedeți ce în țară? Păi ce, noi avem timp de prostii din ăștia? Am rămas blocat pur și simplu. Și spuneți-mi dumneavoastră mie, ce poate să facă premier, sau ce poate să facă președintele, sau ce poate să facă oricine altcineva în țara asta? Nu știu. Ca să rezolve problema unei inepții sau unei prostii omenești a unor oameni care pur și simplu nu vor. La noi, aici, în Mehedinți, nu vorbesc doar de Turnul Severin, este pur și simplu o bătaie de joc. Nu poți să închizi activitatea unor oameni. Eu nu sunt, eu sunt pensionar. Nu poți să închizi activitatea unor oameni care produc, da? Vorbim despre o terasă, despre un care respectă și scanează și fac, iar tu acolo, într-o instituție publică, în subordinea prefectului, nu faci nici sau nu e nici măcar cea mai mică măsură de prevenție sau de respectarea legii.
Am înțeles, Daniel, să-i dăm posibilitatea lui Moise să ne răspundă. Dacă pentru mine e întrebarea... Nesupunerea civică. Nu, nu e... al treilea, uite, răspund... Tu m-ai întrebat trei vinovați. Al treilea vinovat, ca importanță, e Ministerul de Interne. Ministerul de Interne nu a reușit până acum să impună nimic după primul val. În primul val s-au mișcat într-un fel, având ordonanța aia neconstituțională de partea lor, care după aia a picat. Poate fi avut un rol aici și decizia CCR de anul trecut, nu știu, dar Ministerul de Interne și polițiștii nu sunt vaccinați în țara asta. Eu vă spun, am avut o experiență cu un polițist la fel, că s-a instituit carantina pe unde stau eu pe acolo și eu am mașină cu numără de București, m-a oprit normal și le-am zis, arată-mi ceva. Păi zic, ce să-ți arăt? Uite, certificat de vaccinare, a văzut QR codul ăla, s-a uitat la el ca la mașini străine. Zic, hai să-ți arăt, uite, trebuie aplicația asta, trebuie să o descarci ca să-mi scanezi. Chiar l-am învățat pe om, nu știa. Dar, în același timp, mi-am dat seama că el văzut atunci prima dată un certificat de vaccinare. În altă ordine de idei, mi-e teamă că a jucat un rol extraordinar de important în toată tragedia pe care o trăim acum, faptul că poliția... și jandarmeria, dar poliția, că patrulele astea mixte, polițistul este cel care reprezintă legea, poliția nu și-a făcut datoria. Nu cred că au avut nici ordine, nu cred că sunt nici pregătiți pentru asta și mi-e teamă că mulți dintre polițiști cred în conspirațiile astea. Fraternizează mai adică degrabă cu și cei... Și sunt oameni, și da. Ei sunt români, da, ca da, să zic așa. Avem 80% vaccinați medici și 40% sau 30-40% la ISU, la poliție, deci ar fi mai mult rata de vaccinare. Ce faci mai departe? Ce mai faci cu ceilalți? Întrebare. Cum să aplici o lege în care polițistul nu crede? Vedeți? Sunt niște probleme. Dar aici eu îl fac responsabil pe domnul Bode. Vă spun sincer. De ce? Pentru că fiecare dintre noi știe că acolo unde el lucrează, acolo unde... când ai niște oameni în subordine, contează foarte mult ceea ce face șeful. Modul în care exemplul personal al conducătorului influențează și pe ceilalți. Moise, eu aici îl fac responsabil pe cel pe care l-a luat de urechi pe domnul Bode de la transporturi, pentru care se pregătise pentru Ministerul Economic de-a lungul timpului și l-a plantat de urechi într-un minister despre care habar nu avea. Domnul Bode a jucat un rol destul de important în alegerea domnului Câțu în fruntea PNL. Bun, el de fiind acord, lider de filială. Povestea cu internele s-a întâmplat mai devreme de alegerea domnului Câțu la PNL. Eu mă refer aici la domnul care acum se simte foarte bine în costume albe. Nu, din ce știu eu, din ce știu eu, fac... adică Bode apasă pe niște butoane acum, transmite, trimite-ți polițiștii la metrou. Bună. Să verifice, să facă, să dreagă. Dar acum avem 15.000 de infectări pe zi și 500, mă înțelegeți? Adică despre asta e vorba. Domnul Bode nu era pregătit... În general, domnul Bode e domnul Bode, dar pentru Ministerul de Interne, când a fost plantat acolo, domnul Bode habar n-avea de Ministerul de Interne. Acum a început să se dezmeticească. Mai avem un Daniel. Bună seara! Bine ai venit la Europa FM în Piața Victoriei, ne auzi? Sunt română, da? Trebuie să dați încet radio-ul, Daniel, și să auziți pe telefon. Imediat, îl opresc dacă e cazul. Da, vezi? Reflexele. Am fost producător cândva. Haideți să vă întreb eu așa, un lucru. Dacă s-ar fi făcut, vrem o autopsie, ca noi să știm că, într-adevăr, toate decesele care sunt în România zilnice sunt datorate virusul ăsta de COVID, da? Nu credeți că discutăm prea mult de o chestie care nu se știe sigur că dacă acei oameni care mor doar din cauza asta mor, asta e un aspect. Nu înțeleg întrebarea. Dacă vreți să formulați mai clar întrebarea. Și-a pus cineva întrebarea să se facă vreo autopsie a unei persoane, nu știu, să ceară cineva, un aparținător. Aici, de sănătate. Aici e marea problemă și noi discutăm acum, nu știu, cel puțin la nivel de țară, de a noastră, a României. Dacă cineva și-ar fi vreun aparținător să zică, domne, vreau și eu să știu dacă într-adevăr mama sau tata sau fratele, cine a murit, de ce, de ce nu se fac autopsii pentru în cazul, cred că asta e întrebarea, de ce nu se fac autopsii în cazul celor decedați? Cred că e un covidosceptic, ca da, să așa, zic așa. Răspunde tu la întrebarea asta. Păi pe mine m-a întrebat.
Ei, în principiu, nu se fac autopsii nici atunci când cineva moare de sida. Știți asta? Nu cred că mai împreună, mai ieșând împreună cu noi. Mai sunteți? Daniel? Auzi, Daniel. Da, bun. Mă ascult. Deci, din ce am citit eu, asta e o întrebare pe care, sigur, trebuie să o adresați unui expert în medicină. Din ce am înțeles eu, în momentul în care ai COVID, îți cedează organele interne. Îți cedează, se încarcă plămânii, nu mai poți să respiri și... Da, asta se vede. Nu se vede altceva. Se vede că nu mai poți să respiri. Ce credeți dumneavoastră că ar trebui să arate autopsia asta? Mai exact. Adică ce credeți dumneavoastră că ar trebui să arate autopsia și n-arată pentru că nu vrea cineva să o facă? Păi cred că tocmai acest lucru. Cauza decesului. E clară. Cauza decesului e scrisă pe foaia medicală. Omul nu mai poate să respire. Spuneți. Da. Și în al doilea aspect, lipsa tratamentului, acela care te poate... De ce lipsesc... De problema. Întrebați de ce lipsesc antiviralele din farmacii, presupun exact. Că de ce asta... De ce nu se face nimic în sensul ăsta, pentru că s-ar înjumătăți cazurile? Stați un pic. Din ce știu eu, în momentul de față nu există un tratament pentru COVID. Știți dumneavoastră să există un tratament pentru COVID? Ai vorba de antivirale, acela care... ar putea să încetinească evoluția. Deci, la ce vă referiți? Când spuneți tratament, la ce vă referiți? Antiviralele acestea ajută să nu ajungi într-o formă atât de gravă. Pe lângă vaccin. Da? Și cei vaccinați, că acum se face o discriminare între cei care sunt vaccinați și cei care nu sunt vaccinați. De ce celor care sunt vaccinați le dai voie să se învârtă în jurul oricărui vaccinat sau nevaccinat, să poate transmite mai departe boala, da? Și unui nevaccinat care poate are anticorpi și e perfect sănătos, îl ții închis. Am înțeles, Daniel. Cuvântul cheie în ce spuneți dumneavoastră, fiind poate. Deci, încă o dată, omenirea se confruntă cu o provocare extraordinară. Oamenii n-au mai trăit până acum așa ceva, să știți. Sau cel puțin niciodată sub ochii publicului general din lumea întreagă, nu s-au mai făcut dezbateri medicale care ele sunt firești, în general, în știință. Niciodată nu s-au mai contrazis între ei să-i vadă toată lumea medicul nu știu care cu medicul nu știu care, specialistul nu știu ce cu specialistul... În momentul în care unul zice hai să purtăm mască, după care altul vine și zice nu, să nu purtăm mască. Nu, asta a fost la nivel de OMS, bălba asta. A fost și în Statele Unite, a fost și la noi în Elutătaru, dacă mai țineți minte. Doamne, să nu purtăm mască, că doar bolnavi. După care, hai să purtăm mască. După care, hai să facem... să-i tratăm cu ciorbă, cum a zis domnul străinul Cercel. După care a venit altul și a zis, nu, să-i închidem în casă. Înțelegeți, astfel de lucruri sunt firești atunci când, într-o dezbatere științifică. Doar că niciodată populațiile lumii n-au asistat la așa ceva astăzi, dezbateri de colocvii, dezbateri de comunicări științifice și așa mai departe. Nu e dezbatere pe mucomartea pe masă. Bun, faptul că omenirea se confruntă cu o amenințare pe care încă nu o înțelege, încă nu știm de ce la un an după ce oamenii au trecut prin boală, unii dintre ei încă au simptome, încă au probleme de respirație, încă au amețeli, pierdere de memorie și așa mai departe, asta arată că nu știm ce să faci, încă nu înțelegem acest virus. Medicina progresează mult mai lent și mult mai greu decât am vrea noi. Dumneavoastră vorbiți de antivirale. Am citit că e criză de Tobro nu știu cum, că nu mă pricep la chestia asta. Zice terapia Cluj, de ce nu luăm Favirapir? Alții zic, nu e bună la, ne trebuie altceva, mă înțelegeți? Oamenii sunt derutați de aceste lucruri, așa cum și ascultătorul nostru de mai devreme probabil că este. Dar problema adevărată într-o țară cum e România, este că n-am avut o autoritate, cu excepția domnului Arafat și a domnului Gheorghiță, care vorbește în chineză, domnul Gheorghiță, n-am avut o autoritate care să stea, uite cum stăm noi acum, și să răspundă acestui om la întrebare. Că nu eu sunt competent să-i spun de ce nu se fac autopsii sau de ce lipsesc, dar cineva trebuie să o facă. Dacă vă mai amintiți, înainte să dea legea aia în Parlamentul Franței, Macron a stat pe rețele și le-a răspuns oamenilor la întrebări, președintele Franței. În America, doctorul Fauci de la CDC
făcut astfel de sesiuni. Deci este extrem, și la fel și cu vaccinurile. La fel și cu vaccinurile. N-ai cum să combați altfel dezinformarea. Nu eu sau tu sau noi și suntem jurnaliști. La toate întrebările. Da, deci autorități ale statului și autorități medicale ar fi trebuit să stea ore în șir și să vorbească cu populația și să explice și să combată toate prostiile alea. Cum a făcut Arafat cu Dana Budeanu, cu prostia aia cu Sorin Oprescu, care ar fi... Nu știu ce la... Nici nu vreau să mai amintesc. Da? Tu urmărești, nu mai vreau să știu. Păi a dat DSU comunicat. Deci DSU, Departamentul pentru Situații, asta pentru că l-atacau de fiecare dată pe Arafat. Deci doctor Arafat de fiecare dată intervine și e singurul care combate dezinformarea, da? În mod activ, în special pentru că e cel mai atacat. Și e singurul, din păcate, care face chestiunea asta. Altcineva nu se mai bate în România cu antivaxării și cu toate prostiile pe care le aruncă în spațiu public. Moise... Mie îmi pare rău că s-a terminat și cu toată prelungirea de rigoare. Eu mai aveam subiecte pe care aș fi vrut să le discutăm și uite, fac acum promisiunea că o să te invit din nou și să faci tu promisiunea că accepti, pentru că oamenii vor să te asculte și e foarte important să vorbim, așa cum am vorbit noi doi cu ascultătorii despre toate. Vă mulțumesc, îți mulțumesc, Moise, că ai fost în Piața Victoriei în această seară. Vă mulțumesc celor care ne-ați ascultat și ne-ați sunat. Ne reauzim săptămâna viitoare, dar acum rămâneți sigur în cel mai mare club de seară din România, alături de Teddy Păun. Mulțumesc și eu. La revedere! Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.